tuturor și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Dacă nu este o lumină extraordinar de bună, să știți că ceasul este ora 10 când filmez eu clipul acesta și asta pentru că vreau să mă apuc să strâng, să nu le mai las pe toate împrăștiate, că și așa este în casa mea un dezastru și am zis că dacă tot am acum puțin timp liber, o să le filmez acum ca să scap de ele prin, de cum sunt împrăștiate prin casă. Ei bine, astăzi am fost până în Jumbo ca să cumpăr produsele pentru giveaway pe care o să-l vedeți voi marți, iar clipul ăsta va apărea joi și pentru că am fost în Jumbo, vă dați seama că s-au lipit de mine și chestii pentru casă pe care vreau să vi le arăt. Am mai dat o fugă și până în Pepco ca să văd ce lucruri mai au ei acolo ca să le pun la giveaway. N-am găsit foarte multe, am găsit doar două lucruri, dar bineînțeles le voi pune și pe acelea și am mai luat vreo două, trei chestii și pentru casă și am fost și până în Sinsay și am luat, am un fir de păr pe față și mă deranjează și așa cum am zis, am mai fost și în Sinsay și am luat ceva. Așa că am zis că punem repede pe jos de un haul, nu un haul din acela kilometri, dar va fi un haul. Și hai să începem cu produsele cele mai multe, care sunt din Jumbo. În primul rând vreau să vă arăt acest carton pe care l-am luat eu ca să mai pun pe el chestii atunci când fac diverse poze. Poate, de exemplu, nu, pentru giveaway clar nu cap astea, dar poate o să le pun pentru când mai fac eu reel-uri sau chestii din astea pe care le pun eu pe YouTube la short. O să am nevoie de un carton de ăsta și am luat roz. Eu am câteva culori. Am ceva roșu cu sclipici verde, cu sclipici, dar sunt mai mult pentru Crăciun. Mai am un bej, maro ceva, mai am un alb de fapt și mi-am mai luat un roz. Că am zis că o să mă ajute pe mine să fac poze. Și hai să începem pur și simplu în ceea ce am cumpărat din Jumbo. Am luat în primul rând această chestie pe care de fapt pui mâncarea, dar eu am luat-o ca să o pun pe cuptorul meu cu microunde. Pe cuptorul cu microunde am aparatul de cafea, am un aparat din acela de la Nescafe și uneori mai curg picuri și parcă rămâne pătat, așa că am zis că o să iau o chestie din asta, se numește suport pentru farfurii. Voiam ceva negru, dar n-am găsit nimic, așa că văd că scrie aici pizza, margherita. Am zis că este cât de cât ok, v-am zis, voiam negru, cum nu am găsit negru, am luat și eu ce am găsit. Mi-am mai cumpărat un dosar. Mereu am nevoie de dosare din astea în casă, cine știe pe unde le mai duc. Cu toate că acum s-a băgat legea aia în care nu mai mergi cu dosarul, dar parcă nu vine să merg cu ele în mână, așa că tot într-un dosar le pun. Și mi-am cumpărat și eu unul, o să vedeți că aveți și voi la giveaway unul. Să vă zic prețul. Oh. Ăsta a fost vreo 4 lei, dosarul cred că vreo 2 lei. Chestia asta de pus farfurii cred că a fost vreo 4-5 lei, nu mai caut bonul, că oricum e undeva pe acolo și am foarte multe rechizite și vă dați seama că până le găsesc durează foarte mult. Am mai luat aici o chestie, n-am mai testat-o până acum, picături odorizante pentru toaletă. Practic, după ce îți faci treaba la toaletă, pui niște picături din astea și zici că nu mai miroase. Elimină mirosul neplăcut de fiecare dată. E un fel de dup care a costat vreo 5 lei. După acel petit pu, dacă știți, care tot așa face fix aceeași chestie, n-ar vrea să insist pentru că efectiv sunt niște picături. Sunt foarte curioasă să văd, oare au miros? Da, un miros așa de ceva cu alcool, simt eu. Așa arată el. Nu știu dacă funcționează, n-am mai folosit până acum. Este prima oară când încerc așa ceva. Am mai cumpărat o periuță de asta de dinți roz. Este una din asta soft, moale. Am luat-o pentru mine, pentru că iubitul meu folosește periuță electrică, mie nu prea pot să zic că îmi place, mă descurc mai bine și îmi place mult mai mult o periuță din asta normală, așa că mi-am cumpărat una pe care oricum le schimb destul de des eu. Am mai cumpărat și un opritor de ușă, care e destul de greu, să știți, are 1 kg 100 și asta să văd dacă pot să-l desfac. Ăsta a fost 15 lei și arată cam așa. Practic îl iei și îl pui așa la ușă și practic nu se mai trântește ușa în casă. E ok, sper eu, nu știu, vom vedea. Da, nu știu. Sper să fie ok. Am mai luat niște, i-a luat iubitul meu să fie în casă, niște șoricei din ăștia pe care îi lești tu la diverse chestii. Astea au fost vreo 5 lei. Am mai luat niște șervețele din astea de masă, sunt 110 șervețele. Le-am luat pentru bucătărie să le pun acolo în suport, că uneori n-am chef să mă mai ridic de la masă să mă duc să-mi iau șervețele din acea de bucătărie și folosim câte un șervețel de aici. Astea au fost vreo 4 lei, dacă nu mă înșel, și sunt 110. Am mai luat aici niște chestii de legat, cablurile, practic sunt niște clipsuri care sper să fie bune.
Cred că au fost 4 lei chestiile astea, vedeți? Sunt așa niște chestii transparente care vine cu, practic, un fel de lipici alb în spate, ceva bandă dublă adezivă. Nu le-am mai testat pe astea, sper să fie bune și să nu se dezlipească acel lipici. Și ultimul lucru, ba nu, mai avem. Am mai luat o din asta de bucătărie, o rolă din asta care are 78 de metri și mi-ajunge foarte mult. Sunt cele mai bune role de bucătărie din tot ce am testat până acum. Astea din Jumbo chiar mă țin mult rău de tot, adică uneori și 3 luni de zile mă țin eu de asta. Are 78 de metri, 78 de metri și a costat 15 lei. Și mai este o chestie. Mai am în primul rând o pere din asta de păr mică. Asta o luat-o iubitul meu ca să-și o pună în geantă atunci când merge la sală. Ia să mă căptăm că și așa nu m-am căptănat când m-am pus aici în fața voastră. E micuță, asta a fost vreo 8 lei, dacă nu mă înșel. Și am mai luat aici o forfecuță, care nu mai știu cât a fost, cred că tot vreo 8 lei. Și am luat-o pentru, aș zice pentru unghie, dar nu e foarte bună. Da, nu. Să mai întai o cuticulele, nu ca știi să fac chestia asta, dar am luat-o să fie. Să o pun direct aici, că bădă mă înțep în ea. Cam astea sunt cumpărăturile din Jumbo. Hai să trecem la Pepco și apoi la Sinsei, că am dat 3 lucruri din Sinsei. Din Pepco am cumpărat, în primul și în primul rând, aceste creioane pe care vreau să le pun la giveaway, care au costat 3 lei. O să vă zic și cât au costat, oricum se vede prețul pe ele. Sunt așa colorate, este un roșu, un verde, un galben, un albastru, un roz și mai avem aici un violet. Sunt drăguțe, sunt colorate, sper să fie, le-am printit acolo unde sunt produsele pentru giveaway. Sper să fie drăguțe și să meargă și tot pentru giveaway, dacă nu le mai găsesc. Am luat și aceste markere pe care le-am avut și eu acasă și să știți că astea sunt foarte, foarte, foarte bune. Practic sunt niște highlightere. Sunt 6, la fel, galben, portocaliu, roșu, verde, albastru și violet. Astea mi-au plăcut foarte mult, v-am zis că le-am avut și eu și sunt super bune. Am mai cumpărat niște magic sponge din ăsta. Sunt niște bureți magici, cică, cam așa arată. Au costat 5 lei și sunt bun de șters, gen pereți și chestii prin casă. Sunt foarte utile, adică poți să-i folosești mai multe, la mai multe întrebuințări, gen. Ia să vedem ce scrie pe spate. Da, nu scrie nimic important. Sunt 4 bureți, 5 lei au costat. Mi-am mai cumpărat niște șervețele din astea, din Pepco, cu șervețele din astea de geantă, gen. Sunt 15 bucăți, sunt cu green tea. Și au fost 1,50 lei. Chiar vedem cu miros. Sunt ok. Ia să vedem. N-am mai luat șervețele din astea. A, dar vă cau și sunt destul de grosuți, adică și se simt și ok la mână. Și nici nu miros rău. Super. M-am și șters dacă tot le-am și testat, de fapt. Astea sunt foarte faine. Îmi plac. Am mai luat și niște, tot șervețele, niște șervețele din astea pentru suprafețe. Au fost 5 lei și sunt 60 de bucăți. Nu le-am mai testat până acum pe astea. Văd că au și ele un miros. Și la fel, nu sunt foarte subțiri. Sper să fie bune. Vedeți, nu sunt foarte transparenți, sunt și destul de umezi. Da, sper să fie bun. Ei zic că sunt pentru toate suprafețele. Acum, nu știu, vom vedea. Exact. Și cred că astea sunt toate. Mai avem aici 3 lucruri din Sinsei. Nu știu dacă vedeți. Ba da. Vedeți, eu am niște fețe de pernă la pernuțele de pe canapea. Asta am un fel de, aș zice eu că este un fel de albastru, dar vedeți și voi, de fapt. E un fel de albastru murdar. Și am cumpărat, pentru că le-am văzut și la reducere, 3 din astea de la Sinsei. Erau 8 lei și de astea le-am luat, erau și reduse, deci am zis că sunt numai bune. Sunt practic așa în dungi. Și hai să desfacem una, să vedem cum este. Sunt din bumbac, ceea ce e logic, că este bine. Nici măcar n-am ști că sunt din bumbac, pentru că oricum mi-au plăcut cum se simt la mână. Vedeți că are aici o chestie din asta. Nu știu, ba da, se vede. Din cauza cum au fost prinse, apar niște
găurici din astea, nu pot să zic că mă mulțumește neapărat. A, dar ce fain, uitați! Vedeți, în spate, aici, fermoarul este practic acoperit. Super! Îmi place chestia asta, adică de obicei fermoarul era aici în capăt, dar la astea văd că sunt acoperite și îmi place foarte mult cum se simte. Deci sper să dea bine. Da, sper să meargă și să se vadă drăguț, să le mai schimb și eu pe astea, pentru că mereu sunt la fel și m-am plictisit de ele. Avem 3, bineînțeles, că eu am 2 pernuțe aici, una acolo undeva și sper să le folosesc cu plăcere și sper să fie bune. Abia aștept să le spăl și apoi să le folosesc, dar sunt super încântată pentru că îmi place mult materialul. Chiar este un bumbac din acela foarte țeapăn așa și se vede că e un picuț calitativ. Astea au fost toate cumpărăturile din seara asta de prin magazine. Sper că v-a făcut plăcere și că v-ați relaxat uitându-vă la un clip din acesta, că mie îmi face o deosebită plăcere să mă uit la clipuri cu diverse cumpărături. Nu știu, mie chiar îmi place foarte mult și pe lângă faptul că îmi place să mă uit la oameni, gen să văd ce am mai cumpărat, mă și inspir și să știți că îmi place să filmez și eu genul ăsta de clipuri, nu doar să mă uit la alții. Asta fiind spuse, vă mulțumesc că v-ați uitat la mine, noi ne vedem la următorul clip. V-am pupat, pa, pa!